Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghim, pe aici, în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Iată că astăzi îl avem ca și invitat pe domnul Irinel Faur, director, manager al SPI GM Deva, Serviciu Public de Întreținere și Gospodărire Municipală, bla 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 și alea. Deci, pe care scurt, SPI GM, toată lumea GM. Din Deva știe. Bună ziua, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur că vă revăd. Prima emisiune din acest an. Da, eu mulțumesc pentru faptul că ați acceptat-o. La un moment dat existau niște pariuri între noi presarii, prin care dumneavoastră și primarul Oancea nu mai vin la Capital TV din anumite motive. Iată că cei care au pus acest pariu l-au se pare că ați câștigat, da, câștigat pariul. Eu mă bucur că aici. Că telespectatorii dumneavoastră se vor bucura și de prezența domnului primar într-o viitoare emisiune. N-aș putea eu să vă spun că asta sunt eu. Da, rămâne de văzut, vom vedea. Cert este că, așa cum bine știți și dumneavoastră și alții, la fotoliu cu ghim nu e cu era să aveți o scamă. Și atunci, motivul pentru care dumneavoastră veniți în emisiunea asta este pentru a prezenta informații de interes public, iar oamenii să le primească exact așa cum sunt ele. Adică ele trebuie să fie reale, nu îmbrăcate, nu poleite, nu lucruri de genul ăsta. Pentru că am trecut de mult de 1989, nu mai e vremea aia când se aduceau salarii. Că acum, din postura de director al SPI GM-ului, cred că nu vă este foarte ușor. Am încercat să mă pun uneori în locul noastră, nu prea am reușit, că nu știu exact toate lucrurile cu care trebuie să vă ocupați. Dar îmi imaginez că nu este ușor să te ocupi de întreținerea, gospodărirea, într-un anume fel, a unui municipiu, reședință de județ. Aveți dreptate și să știți că nici astăzi nu pot să vă spun că le știu pe toate. Pentru că activitatea acestui serviciu este o activitate foarte dificilă. Este o activitate care este influențată în fiecare zi de către diferiți factori și în fiecare zi apar noi provocări pentru colegii din acest serviciu. Dar suntem o echipă și încercăm să ne adaptăm și să rezolvăm toate problemele care ne apar. Dacă privim în urmă cu aproximativ 3 ani de zile, că azi mâine sunt 3 ani de zile de când sunt director în acest serviciu, activitatea SPGM-ului s-a mărit foarte mult. Dacă în urmă cu 3 ani de zile vorbeam despre administrarea, doar despre administrarea orașului din punct de vedere al zonelor verzi, din punct de vedere al locurilor de joacă, parcurilor și înfrumusețarea orașului prin florile pe care dumneavoastră și cetățenii municipiului Deva le observă în fiecare, începând cu primăvara fiecărui an până toamna, acest serviciu s-a dezvoltat foarte mult și în subordinea acestui serviciu avem Aqualand-ul, avem cetatea municipiului, avem strandul, patinoarul și mai nou ne ocupăm și de trasat treceri de pietoni, marcaje longitudinale și așa mai departe. Automat, fiecare nou
capitol, ca să spun așa, din viața SPGM-ului aduce noi provocări, dar așa cum v-am spus acum câteva clipe, suntem o echipă care încercăm și eu cred că în mare am reușit să rezolvăm toate problemele cu care ne-am confruntat. Nu putem bine. Să facem toate lucrurile perfect, pentru că suntem și noi oameni, mai facem și câte o greșeală, dar avem bărbăția, ca să spun așa, să recunoaștem atunci când greșim și să o luăm de la capăt. Bun, hai să o luăm. Mi-a plăcut chestia asta cu avem bărbăția să recunoaștem când greșim. Ce să e drept că în ziua de astăzi? Foarte puțin. Eu sunt o persoană care în momentul în care greșesc, în momentul în care nu știu, eu pot să spun nu știu. Asta se trage și de la sportul pe care îl faceți, că acolo e cu anumită atunci când în sportul, când nu pați, când nu mai poți și vezi că adversarul e net superior, e bine să bați, pentru că dacă nu bați și nu renunți, ar putea să rămâi cu o accidentare gravă și accidentările care se întâmplă în sportul pe care îl practic sunt destul de dure. Vorbim de fracturi, vorbim de luxații, vorbim de momente în care poți să stai inconștient câteva secunde și dacă ai puterea și capacitatea de a-ți da seama că nu mai poți să duci lupta, e bine să ce bați. Ce practică nu? Kickboxing? Sau nu, Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu, iată, pentru cei care... Facem și promovarea acestui sport, care este mai nou venit doar de vreo 10-12 ani în România, dar de la zi la zi are tot mai mulți practicanți. Am înțeles. Și stați antrenor sau... Nu, practicant. Okay. Practic sportul de foarte mulți ani. Am făcut diverse ramuri și îl fac doar pentru mine, pentru întreținere. E un mod de viață, dacă mă exprim corect. Păi tocmai de asta spune că s-ar putea să vină de undeva din filozofia asta posibil a marțialelor, asta cu bărbăția de a recunoaște. Îmi spuneați înainte că vă recunoașteți greșelile. Dom'le, cum a fost? Că v-am prins în studio acum, n-am cum, deci suntem direct așa la sursă. Că vreau să... Și dacă nu vă întreb, o să zică oamenii că ne-am vorbit. Nu și... v-am întrerupt, eu cred că și puteți să confirmați la fiecare emisiune la care vin, pot să spun că vine pregătit. Pentru că nu ne facem temele înainte vis-a-vis de ce mă întrebați sau ce subiecte vreți să discutăm. Asta am mai spus și asta cu este, invitați, da. Asta este datoria mea, atât timp cât sunt pe poziția de director, să vin în fața dumneavoastră, să răspund la întrebările venite din partea dumneavoastră, răspund la întrebări venite din partea cetățenilor care vă vin pe filiera așa dumneavoastră. E. Și asta este datoria mea, să vin să explicăm ceea ce lumea nu înțelege sau să explicăm ceea ce vom face. Acum dumneavoastră ați mai explicat probabil lucrul ăsta, dacă nu unui moderator așa ca mine, acum mă umflu și eu în pană. Ați greșit atunci cu pagina acelea de Facebook? A fost scandal. Că, a fost scandal. A fost, uite ce fac ăștia, am avut cu șmenul, cu treburi. Am avut un sfârșit de an în care serviciul nostru, ce implicit eu, a fost prins în mijlocul unor scandaluri cu climele de rigoare, o proastă informare din partea noastră venită spre cetățeni și așa mai departe. Am mai explicat lucrul acesta, vreau să vă fac o descriere în câteva cuvinte. Nu justificativă. A fost în cadrul unui serviciu, fie că vorbim de SPGM, fie că vorbim de alt serviciu, este o modalitate, o legislație care tu trebuie să o urmezi din punct de vedere al achizițiilor. Se face un referat de către colegii care solicită că ar avea nevoie de așa ceva. Bineînțeles, după ce avem o discuție, că ne întâlnim la operativă dimineața, ne întâlnim, și aici mă refer la colegii de la Acolent, ne-am întâlnit, am stabilit care este direcția, că avem nevoie de o mai bună promovare a cetății și o mai bună promovare a complexului Acolent și aici cred că toată lumea îmi dă dreptate. S-a constatat că mediul online este un mediu în care se poate face o promovare care să aducă un plus acestui serviciu și s-a stabilit să se facă aceste achiziții. S-a făcut referat, chiar l-am semnat, după ce l-am semnat. Referatul nu era trecută nicio valoare, că n-ai de unde să știi. Câteodată colegii, știți cum e, depinde de volumul de muncă. Câteodată referatul, până dacă ai ceva de niște achiziții de făcut, așteaptă o zi, două, trei. În momentul respectiv nu aveam pe rol ceva achiziții și colegele au reușit să facă această achiziție. Am constatat că
E ceva ce nu bate cu realitatea. Din punctul meu de vedere și al domnului primar în acel moment, mi s-a părut că sunt niște sume mari. Ne făcând un studiu să vedem de piață, să vedem cam care sunt prețurile și Bun, ați constatat după ce a după ce s-a, scandalul, da. În momentul în care partea, așa cum v-am spus acum câteva clipe, a fost o proastă comunicare din partea noastră. N-am venit în fața opiniei publice să spunem, domnule, am făcut o greșeală, o vom remedia. În paralel a început acel conflict, cum spuneți dumneavoastră. Noi am remediat problema, am anulat acea achiziție. Conflictul a mai durat câteva zile, a ieșit public, am recunoscut că a fost o greșeală, am remediat greșeala respectivă și suntem unde suntem astăzi, copată și o bulină neagră vis-a-vis de activitatea SPIGM-ului. Acum sunt convins că nu v-a mai întrebat nimeni sau dacă v-a întrebat n-am auzit eu. Dom'le, am înțeles, ați greșit. Erare, cum n-am anumesc. Greșit procedural, n-am făcut un studiu da. Și am constatat că sumele sunt foarte mari, așa mi s-a părut mie în momentul respectiv, neavând un studiu. Dar dacă intenționați, se va face, că asta nu știu dacă v-a mai întrebat cineva, intenționați pe viitor, că poate izbucni un alt scandal pe urmă, uite, ăștia au lăsat așa, pac, a trecut, gata, intenționați pe viitor să mai achiziționați sau să faceți ceva în sensul ăsta? Cu siguranță, așa cum v-am spus, promovarea este necesară pentru orașul nostru și pentru obiectivele care sunt în acest oraș și cu siguranță ne gândim să facem și o astfel de promovare mai agresivă. Vom face un studiu. Nu știu, mai agresivă sau mai... Normală, că ziua de astăzi este o normalitate această promovare în mediul online. Vom face un studiu, iar dacă în studiu respectiv sunt niște valori aproximativ la fel ca cele care au fost sau mai mici sau mai mari, vom vedea cu studiul în fața dumneavoastră, vom prezenta făcut de către un specialist, și cu siguranță vom continua să facem promovarea. Promovarea se face pe mai multe direcții. Asta este o direcție care a dat și rezultate. Și chiar ne gândim să facem și o astfel de promovare. Suntem în perioada în care se discută bugetul. După aprobarea bugetului o să pot să vin în fața telespectatorilor, să mai spun în fața dumneavoastră și să vă spun, uitați, atâția bani avem pentru promovarea în mediul online, atâția bani avem pentru promovarea, că și asta este și emisiunile acestea sunt niște emisiuni de promovare a activității și niște emisiuni de informare. Așa este. Vorbeam, acum că am lămurit problema asta, cel puțin din punctul meu de vedere. Mie nu ați, trebuie nu știu dacă vorbe. Ați observat, dar nu este distanță mare vis-a-vis de ce a însemnat o campanie electorală și ceea da. Ce e așa. Și ați văzut că în campanie electorală aparițiile mele în mediul acesta al TV-ului au fost mai reduse, pentru că n-am vrut să influențez într-un fel sau altul, știind că sunt și eu candidat, știind că reprezint un partid politic și, adică puteți să apărez, nu puteam din postura să de candidat, vin, iar nu. De câte ori am apărut în perioada aceea de o lună când a fost campania electorală, m-am ferit să fac sau să mă laud cu alte cuvinte sau să laud activitatea pe care o coordonez. Un lucru de apreciat de altfel. Spuneți că sunteți cei care administrează într-un fel Aqualand-ul Deva. Aqualand-ul Deva, din nou, o locație destul de vizitată, cel puțin în vremuri de nepandemie, ca să spun așa, în vremurile bune. Pe de altă parte, controversată, că mai trebuiau niște lucrări pe acolo de întreținere, de tot felul de lucruri de genul ăsta. Acum, pandemia asta i-a ținut nu numai pe Deven, pe toți oamenii, pe toți clienții de la Aqualand, că la Aqualand veneau oameni de peste tot. Aveam deja de ani de zile clienții noștri care știam dimineața veneau pensionarii, după masa, după ce terminau orele de curs, veneau copii care făceau inițiere de not și seara probabil veneau accidere. Probabil că unora le lipsește acest centru de recreere, ca să-i spun așa, că asta este de fapt. Dom'le, și mie îmi lipsește, că și eu mai veneam câteodată pe acolo. Ce se întâmplă cu Aqualand-ul? Tuturor se poate, s-au făcut ceva lucrări de întreținere, aveați probleme la un bazin la un moment dat, parcă. Sunt probleme. Se va redeschide în curând. Cum e cu Aqualand-ul? Înainte să vin la dumneavoastră în emisiune, am fost
la primărie și am avut o discuție cu domnul primar, care își dorește foarte mult să redeschidem porțile Aqualand-ului. De asemenea, ne dorim și noi, pentru că, iar așa, ca o paranteză și ca și o glumă, trebuie să ne lăudăm cu lucrurile care s-au făcut în această perioadă de pandemie în cadrul complexului nostru. Am făcut multe lucruri pozitive, spun eu, și o parte din ele au fost făcute cu colegii de la Aqualand, pentru că mi s-a părut mai ok decât să se ducă în șomaj, să ia niște bani de la stat, mai bine să stea și să lucreze. Și vreau să vă spun că de la caseriță până la femeile de servici și băieții care sunt și colegii mei de la Aqualand au zugrăvit, au făcut reparațiile necesare, am modificat băile, avem niște vestiare noi, mai încăpătoare, mai performante, saunele funcționează, sunt schimbate, baia cu aburi, avem aparate noi de fitness, bazinele, așa cum a spus și dumneavoastră, au fost reparate, pompele de la bazin, avem în momentul de față pompe care sunt reparate și sunt în cadrul complexului, în cazul în care se defectează una, avem imediat o altă pompă de rezervă să o înlocuim. Scara de la Topogan este prinsă în acest buget pentru a o înlocui. În proiectul inițial a fost o scară de inox, la momentul în care am fost eu director, în urma cu, nu mai știu cât, 7-8 ani, când am ajuns, am constatat că nu era scara de inox, era o scară de metal, dar nu intru deci în detalii. Era de inox, dar... În proiect era o scară de inox, dar acolo, pe văzute, ca să zic așa, era o scară de metal, care am reparat-o, am intervenit în momentul respectiv pentru a repara, pentru că era deteriorată și am, în proporție de 70%, cred că am intervenit asupra ei. În momentul de față este acea scară care este reparată și reparată, chiar bopsită, nu sunt mai probleme din acest punct de vedere, dar ne dorim să fie o scară de inox și am prevăzut banii necesari în bugetul acestui an. Bun, și ne dorim foarte mult să deschidem acolo. N-aș putea să vă spun data la care îl putem redeschide. Am făcut o adresă către DSP, pentru că și în momentul în care am deschis strandul, tot așa am făcut o adresă, pentru că trebuie să ne dea numărul de oameni care pot avea acces. Capacitatea. Și în prima fază ne-am dorit să redeschidem acest complex pentru tinerii și pentru cei care fac inițiere de not, pentru că numărul solicitărilor este foarte mare, presiunea cu ghilimele de rigoare este foarte mare pe umirii noștri pentru a-l redeschide și noi chiar ne dorim. Nu suntem noi vinovați, nu este primarul vinovat de aceste zile prin care trebuie să trecem și aici mă refer la faptul că este pandemie. Bun, acum incidența îmbolnăvirilor scade. Noi chiar ne dorim și suntem pregătiți. În momentul în care vom avea un răspuns din partea celor de la DSP, putem să știm când îl vom redeschide, pentru că trebuie să băgăm apă, trebuie să da și condițiile. N-aș putea să vă dau o dată, ne dorim ca luna martie să facem acest lucru, dar încă o dată aceste măsuri pe care le vom lua nu sunt măsuri care depinde de noi. Exact ca și cu telecabina, dintr-un an de zile a fost deschisă 3 luni. În momentul de față telecabina funcționează, dar este mult mai simplu ca și la Aqualand, pentru că în telecabina stai un minut jumate, două minute până ajungi sus și stai 4 persoane. În Aqualand este destul de complicat, pentru că stai accesul, minim 2 ore sau 3 exact, ore și... 3 ore și... Na, circul, e mai... apă, da, chestii... Este. Și plus de asta este acoperit, pentru că la strand era altceva, era în aer liber. Am făcut conform normelor departajarea, distanța la care au fost puse șezlongurile, putem să facem acest lucru, dar deocamdată ne dorim să redeschidem Aqualand-ul pentru cei care fac inițiere de not. Ce se mai întâmplă cu cetatea, că tot veni vorba de ea? Era vorba la un moment dat de o nouă telecabină, știți este ceva în linie, de ea? Da, este în linie dreaptă proiectul. Ședința ce va urma din această lună de Consiliu sau dacă nu ședința viitoare de Consiliu Local, din câte am înțeles, ni se va retrage dreptul de administrare a telecabinei, tocmai pentru a da ordinul de începere a lucrărilor sau să se facă licitația pentru noua telecabină.
E bun, dar până e instalată aia, asta nu, mai, nu va mai păi funcționa. Păi vor fi niște modificări majore. Va fi o telecabină cu o dimensiune mai mare. Automat, intrarea și ieșirea din telecabină va fi modificată și în proiect, pentru că l-am studiat și eu și l-am văzut, va fi cu totul și cu totul modificat, atât intrarea în telecabină, noua telecabină, cât și ieșirea. Vor fi ușile mai mari, va fi o investiție doar pietonal. Pe jos, pietonal. Da. Am înțeles. Acum să vedem când va fi gata și proiectul ăsta. Se va lucra și este iarăși, din ce știu, în linie dreaptă, incinta 1, se lucrează la proiectul incintei 1, pentru că sunt acei bani alocați, câștigați, cum vreți să spuneți, pe fonduri europene de 5 milioane de euro pentru renovarea incintei 1 și acolo suntem în linie dreaptă. Domnul Faur, nu știu. Iar dacă... zilele astea, ca o paranteză, vreau să vă spun că au fost colegii de la fonduri europene, este o comisie care a constatat tot ceea ce s-a deteriorat, pentru că vine perioada în care trebuie să facă predarea, primirea și ieși și se termină perioada de 5 ani când ai fost sub supraveghere vis-a-vis de lucrurile care s-au făcut la asta vreau să vă întreb, că apăreau la un moment dat 2. Pe zidurile cetății niște sunt bucăți din ziduri care au căzut. Azi dimineața a fost colegul care se ocupă de cetate la mine, mi-a adus raportul respectiv și cu poze, îmi pare rău, n-aș știu că discutăm despre acest lucru, că vă aduceam să vă uitați și dumneavoastră peste acel raport și nu se va semna acel proces până când nu se va reabilita în totalitate tot ceea ce este deteriorat. Procesul verbal de recepție, nu? Da, dar nu este semnat. A fost un proces verbal în care s-au făcut niște constatări vis-a-vis de problemele apărute în timp și vor fi remediate de către firma care a făcut. Apropo de problemele apărute în timp de lucrări, de umezeală, ce ați făcut, domnule, cu toaleta aia de la Ulpia? Că alte țipăte pe Facebook. A fost un sfârșit de an și un început de an în care am fost... Că a costat 45 de... Cine a plătit? Primăria sau dumneavoastră? Primăria. A fost o lucrare, așa că să răspund la prima întrebare, ce am făcut cu toaleta, am redeschis-o. A fost o intervenție, reparațiile au fost făcute de către primărie, după care din lipsă de... Prin primărie, da. Din lipsă de personal n-au putut sau... Bun, s-a constatat că nu e normal să administreze toaleta și ne-au dat o nouă sfert pe GMM pentru că noi mai avem câteva toalete din municipiu pe care le administrăm și aici mă refer la toaleta din zona de Agrament Bejan, vorbesc de toaleta de la Poale Cetății și toaletele care sunt la cetate. Descurcându-ne cu aceste toalete, pentru că și în momentul în care, nu știu dacă vă mai aduceți dumneavoastră aminte, în momentul în care am preluat sau înainte de a prelua noi administrarea cetății și a telecabinei, au fost un întreg scandal vis-a-vis de toaletele care nu erau reparate, care erau închise, era deschisă numai o toaletă. N-au mai fost probleme din momentul în care am luat noi administrarea și am preluat administrarea cetății, pentru că am găsit soluții, am făcut reparațiile necesare, mai mult de atât am beneficiat de bunăvoința domnului primar și am achiziționat încă 4 toalete, astfel încât... Ecologice. Da, ecologice, dar sunt niște toalete tip container, sunt niște toalete care sunt legate la rețeaua de apă și canalizare. Este o toaletă normală într-un container, așa cum am văzut și în Europa. Acum e municipiu, trebuie să aibă și locuri. Și n-au mai fost astfel de probleme. A fost o întreagă poveste și cu toaleta din zona de Agrement Bejan, care nici acea toaletă nu s-a deschis, iar și în mediul online au apărut tot felul de discuții, că nu sunt stare să deschidă. Am preluat-o noi pentru a o administra și astăzi toaleta funcționează, bine, funcționează de câțiva ani de zile. Am avut probleme, au fost persoane care au făcut stricăciuni, au fost persoane care au furat de la vasul de toaletă până la robinet, dar asta e societatea în care trăim și mai sunt și astfel de persoane, e trist, dar încă mai există.
am găsit soluții, avem pază, avem camere. Da, și s-a ajuns să pui pază la o toaletă, deci mi se pare aberant. S-a ajuns la concluzia că și toaleta din centrul Devei să ne fie dată spre administrare, era la sfârșitul anului trecut. N-am avut personal pentru că o parte din personal a rămas, i-am lăsat în concediu pentru că pe perioada verii foarte puține persoane sunt lăsate în concediu, doar cei care au nevoie, pentru că este perioada de vârf și avem nevoie de fiecare coleg să fie în locul de muncă. Și am spus că o redeschidem la începutul anului, ceea ce am și făcut. Toaleta din centrul orașului arată într-un mare fel. Vis-a-vis de și discutând de mirosul care este și este făcută la standarde europene pentru anul deci 2021. Da, sunt odorizante, miroasă extraordinar, extraordinar de bine. Pot să spun că miroasă primăvară. Excelent. Chiar dacă n-a venit, bun, chiar dacă n-a venit primăvara, acum ne lăudăm puțin. Asta, știi, da. Intri în toaletă și în momentul în care am redeschis toaleta, am participat și la o emisiune pe live și am arătat cetățenilor municipiului nostru cum arată toaleta, care a fost tăvălit așa în multe discuții în mediul online. Am văzut că sunt acele scurgeri, dar am spus că principalul obiectiv e să redeschidem toaleta respectivă. Noi am făcut o adresă către firma care a făcut lucrarea și am adus la cunoștință să vină să remedieze acele probleme. Ei, lucrarea are și o garanție, nu? Da. Între timp au apărut acele discuții, acele filmări în mediul online. În momentul de față firma respectivă a venit pentru că oricum venea, orică era scandal, orică nu era scandalul, pentru că trebuiau făcute acele reparații, adică pentru că sunt niște infiltrații care vin din plafon, din parcarea care îi deasupra toaletei respective. Au fost făcute reparațiile, au apărut iarăși niște scurgeri, în momentul de față nu mai există astfel de scurgeri pentru că s-a găsit de unde erau scurgerile respective. Există o garanție. Din plafon, așa cum v-am spus, din parcare. Ce trebuie pus în stradă izolant ceva, probabil. Nu sunt și nici nu știu despre ce este vorba și cum s-au făcut reparații pentru că n-am fost acolo. Este o comisie, s-a constatat că s-au făcut reparațiile, nu există astfel de probleme în momentul de față. Dacă mai apar astfel de scurgeri, pentru că și la tine acasă pot să apară tot felul de alte lucruri, până în momentul în care este garanția, firma respectivă va face gratuit, pentru că este datoria lor să facă aceste reparații. Astăzi toaleta funcționează, are un program de la 9 dimineața la ora 21. Sunt două colegi de ale noastre care sunt în permanență la toaletă. Nu au mai fost incidente. E și folosită? E folosită. Nu atât de mult pe cum s-a creat această poveste. Chiar discutam cu cineva și am spus, am ajuns ca dintr-o toaletă să facem un punct turistic. Să invităm lumea să vină să vadă cum arată toaleta, dar se pare că orice este la noi posibil. Păi nu e, că până la urmă subiectul e așa, nici nu știu dacă merită atâta timp, dar merită timp în ideea în care s-ar fi spălat niște bani pe acolo sau ceva de genul ăsta, dar ca să discut o jumătate de oră despre toaletă, mi se pare puțin exagerat, dar cei care am adresat astfel de întrebări, eu le răspund că nu am nimic de ascuns, asta a fost șirul evenimentelor. Din punctul meu de vedere, chiar discutam și am fost și la primărie și discutam cu domnul primar, domnule, dar principalul scop a fost realizat. Nu intru în detalii pentru că nu sunt în măsură să intru. Dacă s-a făcut o greșeală, nu sunt eu cel care răspund. Și sub domnul primar este o întreagă armată. Sunt specialiști care trebuie să facă anumite lucruri. Acum, și asta cu armata. Specialiștii trebuie... Bun. Soldații trebuie instruiți. Trebuie să fie instruiți, bine instruiți. Dar nu poți să fii atenți sau să mergi zilnic pe teren. Că în momentul în care s-a făcut predarea primirea, toaleta a arătat ok. Că nimeni nu se mai riscă să semneze pe un proces verbal de predare primire dacă nu corespunde cu ceea ce este în lista respectivă. Toaleta a fost închisă câteva săptămâni, pot să spun o lună jumătate, că nimeni nu s-a mai dus. Au fost perioada sărbătorilor, nu, pentru ce să te duci acolo? Bun, când a fost să făcută? Hai să ne oprim cu toaleta asta, acolo să trecem și la alte. În concluzie, lucruri. E deschisă, funcționează. Patinoara a funcționat anul acesta? N-a funcționat. Din motiv pe care toată lumea știe, din cauza pandemiei.
nu știu, cred că sunt puține locurile din țară în care au fost deschise patinoare. Ne-am pregătit, am avut banii prevăzuți în buget, dar riscam să facem un mare tămbălău. Cu siguranță puteau să patineze, vă dau așa un exemplu, 10 persoane și alte câteva sute așteptau la rând. Gândiți-vă ce era acolo la caserie, cum puteai să gestionezi această situație, că era coada până în fața primăriei, dacă respectai normele prevăzute de legislație. Și asta ne-a determinat să facem ca în acest an, pentru că cred că dacă funcționa și în luna februarie, și anul trecut a fost și în luna februarie, exista patinoar în acest an și anul trecut n-am avut parte și n-am avut bucuria de a avea redeschis patinoarul. Dar sperăm ca pandemia să nu mai aibă atâta putere cum a avut până în momentul de față și la sfârșitul acestui an să ne putem bucura cu toții de redeschiderea patinoarului. Adică spre sfârșitul anului 2021, că acum exact, deja e gata, mai are ultima pentru că nu mai poți. Iarna aceasta și în perioada trecută ați observat și dumneavoastră că temperaturile n-au fost propice pentru a avea patinoar. Au fost temperaturi de 10, 12, 16 grade, gheața e cam de la 8 grade o poți ține să fie cât de cât acceptabilă, de la 5 grade e perfectă până la minus. Și cu temperaturi de peste 10 grade era o bată, adică făceam o piscină. Bun. În loc de patinoare. Apropo de gheață, cu dezăpezirile, cu astea, cine se ocupă? Dumneavoastră? Nu ne ocupăm noi, se ocupă altcineva, dar noi ne ocupăm de ceea ce înseamnă parcuri, locuri de joacă, chestiile pe care le administrăm, cetatea. Acolo bun, le-ați dezăpezit, dar n-ați avut pentru cine anul ăsta? Dar eu am o altă întrebare acum. Au fost câteva momente care a fost... Dar de ce, dacă tot sunteți serviciu public de întreținere și gospodărire, n-aveți, domnule, utilaje, n-aveți oameni să faceți dumneavoastră chestia asta? De ce trebuie să nu mai le dați idei onora, nu știu, celor care decid soarta domnului primar, poate ne pune în cărcă și dezăpezirea. Păi, am glumit dar acum de ce? Mă gândesc că serviciile astea, adică stăți în subordine primăriei. Nu, vă spun eu care e logica mea. Nu știu dacă e bună. Stăți serviciul în subordine primăriei, care beneficiază de un buget. Păi, mă gândesc că dacă ați face și dezăpezirile, banii care se duc spre altă firmă, ar rămâne tot undeva în familie, ca să spun așa. Undeva numai cu câțiva ani buni, dezăpezirea se făcea de către SPGM. În momentul de față este un contract în derulare, făcut cu o societate care se ocupă de dezăpezire. N-aș putea să vă spun ce se va întâmpla în momentul în care va expira acel contract. Dar în ritmul în care merge și direcția pe care o are acest serviciu pe care îl conduc, nimic nu este imposibil. Dacă, așa cum v-am spus la început, ar fi în stare? Ați putea? Știți cum e? Poți să rezolvi orice situație dacă beneficiezi de pârghile necesare. Și la noi pârghile simple, sunt două. Partea financiară și putere de muncă, mână de lucru, adică oameni. Atât timp cât ai numărul de oameni... Ambele sunt două pârghii dificile în ziua Da, problema cu oamenii este o problemă destul de dificilă pentru că nu mai găsești oameni care să aibă pregătirea necesară. Ne confruntăm cu probleme și în cadrul serviciului pentru că avem oameni, dar să fie specialiști, să fie din școala veche de meseria, sunt foarte puțini. De ce școala nu mai e bună? Nu știu dacă e bună sau nu e bună, dar nu știu dacă mai există școli de meserie. Da. Avem probleme la cei care lucrează în fier. Sunt două, trei persoane care știu să lucreze bine în fier. Sunt probleme la cei care lucrează în lemn. Lumea s-a modernizat și lucrează toată lumea în pal. Ei, băncile și ce le avem, le lucrăm în lemn. Avem probleme, dar am găsit... Nu, serios, asta cu dezăpezitul... Dacă în urmă cu 3-4 ani se discuta doar de zonele verzi, SPGM-ul poate să discute astăzi de trasat, de vopsit, treceri de pietoni și de ce nu într-un viitor de aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați deci amintit. Asta cu dezăpezitul, vă spun eu, care printre altele
Oricum, oamenii înjură primăria dacă nu se dezăpezește. Oricum, că oamenii, ei nu știu toți că ăla e primar, indiferent de ce se întâmplă. Bun, dar măcar dacă tot o să-l înjure, să-l înjure pe bune, să aibă de ce să-l înjure. Da, domnule, e serviciul primăriei, ăștia nu și-au făcut treaba. Sau uite ce bine și-au făcut ăștia treaba. Eu așa o văd. Plus că banii, v-am spus, rămân acolo. În, știți cum se va face o analiză, că totul merge pe cheltuieli. Cât costă să mai angajez, nu știu, vă dau un 10 oameni, salariile pe un an, cât costă utilajele, pui acolo suma, cât costă întreținerea, soluții și așa mai departe. Faci un calcul și vezi cât îți dă, X, da? Vezi societatea cât ai făcut contractul de închiriere. Dacă îți dă X minus 2, faci în continuare, că ești mai ieftin. Da. Dacă balanța e cât de cât asemănătoare sau ai o reducere, dacă creezi acest serviciu, cu siguranță se va face. Păi, sincer, eu cred de pe acum, fără să am un studiu în față, că eu cred că ești mai ieftin. N-aș putea să vă spun. Eu asta cred. Da, mă rog, iată, o chestie interesantă, discutată la fotoliu cu Ghimbi. Poate la iarna viitoare ne întâlnim și zicem, domnule, ai avut gură de aur în emisiunea vin, da. Uite că mi-au dat ăștia de zăpezire. Da. Vine primăvara. O așteptăm cu toții. Da, moment greu. O așteptăm cu toții, dar o să aveți de lucru. O să aveți, ne pregătiți. Ce v-ați propus să faceți? Păi suntem în proces de toaletare. Ne-am oprit câteva zile pentru că temperaturile au fost foarte scăzute și nu este ok pentru copac să toaletez când este sub 5 grade mai multe zile. Dar am avut ce face, am ecologizat zone, chiar în momentul de față avem echipe care ecologizează pe o parte și pe alta drumul care face legătura între Deva și Hunedoara până la Cristur. Vom interveni după ce vom termina aproximativ în 2 zile, probabil de la începutul săptămânii viitoare, în Bârcea și în Archia, pentru că sunt satele aparținătoare municipiului nostru. În Suntoalma am intervenit săptămânile trecute. Dacă va crește temperatura și ne va permite să continuăm cu toaletările, vom continua cu toaletările pentru că avem foarte multe solicitări în acest sens. Sunt multe solicitări care le avem din spate, sunt solicitări care vin zilnic pentru a toaleta și este o cursă contra cronometru pentru că toaletarea se face până în momentul în care copacii intră în vegetație. În momentul în care intră în vegetație, poți. Nu mai putem interveni. Adică poți, dacă ești responsabil, poți. Da, și dacă vrei să beneficiezi de niște amenzi date de către Garda de Mediu, tot ceea ce facem sau toate solicitările care ne vin, noi solicităm aprobarea din partea mediului, iar mediul este cel care ne dă dacă facem sau nu toaletările. Iar după ce vom finaliza această etapă de toaletare, cu siguranță vom intra în plin în tăiatul ierbii. În paralel mergem cu partea de înfrumusețare, cu flori. Avem câteva zeci, o să existe discuții. A fost tot timpul, au fost discuții că vrem să vindem SPGM-ul, tot felul de povești. Azi mâine o să zică ăștia sau unii dintre deci ei de unde că, vom vinde din seră, de la noi. Că vom vinde cetatea. Singurele flori pe care le, și am spus-o, cred că și la dumneavoastră în emisiune, pe care le cumpărăm, sunt mușcatele și crizantemele. Pentru că nu ne permite spațiu să producem astfel de flori. Am adus domurile florale în Deva. Sunt un exemplu luat din Ungaria și Austria. Au fost bine primite. Dacă am început cu 10 domuri sau 12, mai rețin câte au fost în urmă cu 3 ani de zile, astăzi putem să spunem că este o rețea de peste 100 de domuri. Că și pe stâlpi, pe Iuliu Maniu în jos, am pus acele domuri care arată foarte bine. S-a dus telefonul. Arată foarte, foarte bine și nu o spun eu, o spun cei care apreciază activitatea SPGM-ului. Chiar și cei care nu apreciază și ne bălăcăreau în mediul online, am văzut la ei pe Facebook, aveau poze cu florile pe care le punem noi în oraș. Deci astea sunt florile pe care le achiziționăm, plus arborii pe care îi bonsai și așa mai departe, pentru că nu avem cum să producem așa ceva. În rest, florile de vară pe care dumneavoastră le vedeți în jardiniere și pe sensul legiratorii sunt flori produse de către SPGM. Anual producem peste 100.000 de flori.
În prima perioadă pentru consumul propriu, ca consumul să spun așa, propriu, sau și pentru consumul propriu și ajutăm și asociațiile de proprietari care vor să-și înfrumusețeze singuri zonele. Pentru ajutăm că sunt contracost? Nu le dăm, pentru că e tot pe domeniul public, dar sunt persoane care vor să se gospodărească ei. Ei vor să-și taie gardul pentru că doar ei știu și nu ne lasă, că zic că noi nu știm și noi le respectăm asta decizia. Asta e așa, la mica înțelegere. Da, și sunt doamne care vor să-și pune ca și o modalitate de a face mișcare, vor să planteze ele, și atunci asociația de proprietari vine și noi le dăm aceste flori pentru a fi puse și să știți că am verificat și toate florile spuse nu se duc. Cum mă gândesc că nu ce să facă cu ele. Acum 10 fire de floare nu e niciun fel de problemă. Restul sunt produse de către noi. Panseluțele pe care dumneavoastră le vedeți în oraș în momentul de față sunt panseluțe bianuale. Ele se pun toamna și sunt ultima pată de culoare a orașului. În momentul în care vine înghețul, ele parcă sunt moarte, dar ele trăiesc. Iar în prima parte, ca ați observat cum a dat soarele și au fost temperaturi crescute, au prins viața. În momentul de față, iarăși sunt adormite, dar ele sunt prima pată de culoare care apare într-un oraș. Panseluțele sunt bianuale, apar, floresc de două ori pe an și sunt produse de către SPGM. Asta cu curățenia trotuarelor, a șoselelor, a... Curățenia, măturatul este dat, nu ne ocupăm noi, este, cred că este societatea care face dezăpezirea, care se ocupă de acest lucru. Noi ne ocupăm de zonele verzi, parcuri și locurile de joacă. Da, spuneți, în grădina zoologică de la Bejana, cui e? A noastră, a devenilor. Bun, noi clar, administrăm. Nu, dar dumneavoastră administrați. Că acum am adus aminte, când ați pronunțat din nou cuvântul parcuri, că erau iar ceva discuții cu animalele care ne mor, animale sărace, animale. Nu este niciun fel de problemă, pentru că avem un contract cu un medic care ne verifică, vine și face tratament, avem mai multe feluri de animale. A fost acea problemă cu cai, pentru că... De ce animale mai aveți acum? Ponei, găinii, struții, care struții sunt oricum și... fac o... Deci unde, și, locuie, unde trăiesc ei nu va mai fi iarbă niciodată. Da, și este pământ acolo unde calcă. La fel ca la și moment, cai. Da. Ei, cei care au pus pe Facebook aceste, știți cum? Eu sunt deschis la orice. Eu am văzut crescătorii de struși și știu exact ce se întâmplă. Eu sunt deschis la orice și accept orice fel de critică, dar totuși este puțin exagerat, băi, dar doar părțile negative a lucrurilor le vezi. Aștepți să se întâmple o chestie, să faci poză pentru ce? Pentru să te uiți câte like-uri sau să vezi ce discuție naști pe Facebook, care cu cine, cine pe cine înjură, este puțin exagerat. Problema aceea cu ponei a fost un fel următor. A fost înghețat, după care s-a dezghețat și a venit perioada de ploi. Caii erau afară, pe unde calcă calul la care are, nu știu, 100 și ceva de kilograme, 200 de kilograme și se plimbă, automat se face mocirlă. În momentul respectiv nu puteam interveni pentru că nu poți să intervii, trebuie să lași puțin, ori să se zbicească puțin, ori, pentru că faci o mare prostie. Ei, a apărut acel mic scandal, am închis caii, am igienizat zona, am băgat utilajul pe care îl avem la SPGM și am dat tot pământul. În momentul în care vremea ne va permite, vom face o porțiune care va fi cu beton. Asta pentru ca lumea aveți să poată să betonați să pe interior. Pe cât e gardul, jumătate de metru, dar nu poți să betonezi tot, pentru cred că poți să ții animalul să bate pe beton. Gândiți-vă să rău, bată pe beton, că și noi dacă alergăm numai pe beton, apar probleme. Cei care alergă știu acest lucru. De asta pista care va fi undeva va fi dintr-un material special care te ferește de accidentările și uzura care se produce în timp dacă ai alergat pe beton. Și pistele vechi de atletism au fost făcute din zgură. Tocmai asta este motivul. Bun, hai să revenim la animale. În momentul de față nu este niciun fel de probleme.
am găsit soluții, vor fi remediate acele probleme de noroi care oricum se face că dacă plouă și tu ca și om, dacă eu te duci până pe pământ, dar știu cum e la struți. Deci pe pământ pe unde este și la găini și peste nu mai rămâne orice, fier de iarbă. Orice animal stă acolo, e clar că, plus că, că se, face, închis, se face noroi. Exact. Așa este. Este, a fost o chestie din punctul meu de vedere exagerată. Am mai primit telefoane de la în urmă cu aproximativ 2 ani. Domnule director, ce faceți că mor iepurașii? Nu știam despre ce e vorba. Era o doamnă care se ocupă de un grup din ăsta pe Facebook, de civici, și nu înțelegeam despre ce e vorba. Și, domnule, dar lămuriți-mă, mor... Sper să aibă și altă ocupație în afară de grupul. Mor, nu știu, știu că nu este în țară. Mor iepurașii. Așa de tare m-am enervat că m-am dus... la fața locului și am sunat-o pe cameră. Haide, uite, nu-i colegul să-l fi sunat. Acum din mașină, din centru de vreme, m-am dus în parcul de la Bășa și pe cameră. Hai să vedem ce se întâmplă cu iepurașii. Mor. A găsit, da, uite că este pus în mizerie într-un cos, pe este animal. E clar că ăla are, își face niște necesități. Când vine colegul meu să-i facă curat, durează. Poate a doua zi face curat. Este o chestie exagerată, dar în concluzie animalele sunt sănătoase. Intenționați să mai achiziționați și alte animale? Aici este o legislație specială. Noi ne-am dorit, dar sunt niște măsuri care trebuie. Spațiul nu este cel mai bun. Ați observat și dumneavoastră că și unul doar a avut probleme cu grădina zoologică. Ca să facem o grădină zoologică ca cea de la Sibiu, dau exemplu, pentru că este una dintre cele mai frumoase din țară. Da, dar am văzut și acolo aspectele sunt, de genul ăsta. Deci nu păi e nicio... sunt, dar trebuie o investiție majoră. Ați văzut cum arată spațiile în care stau animalele, deci trebuie modificat, iar spațiul pe care nu avem în acea zonă nu ne permite o extindere de acest fel. Facem o grădină zoologică cu animale politice. Ca să glumim să, puțin. N-aș vrea să intru în detalii. Nu știu pe cine punem în ea. Probabil face, o să facă prin rotație sâmbătă și duminica. Când sau câte un reprezentant al fiecărui partid. Da, pe acolo. Și, da. Și eu cred că o să se înțeleagă bine. Să știți că indiferent de ceea ce apare pe sticlă, sau... toți suntem oameni la un moment dat și chiar dacă mai sunt exemple negative, nu poți să faci un lucru constructiv decât dacă redevii om. Pentru că unii nu mai sunt oameni. No? Cum ai anumite funcții, te schimbi așa, te schimbă puterea, poziția te schimbă radical, dar probabil dacă ar fi închiși într-o zonă așa, ca exemplu, ca și o grădină zoologică, ar redeveni oameni. Înțelepciunea populară are o vorbă care spune că dă-i prostului un pic de putere și să vezi cine e cu adevărat sau ce fel de om e cu adevărat. Toate proverbele care sunt din istoria poporului român sunt de actualitate. Eu cred că în proporție de 100%. Domnule Faur, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aș mai fi stat cu dumneavoastră, dar nu prea mai este timp. Vă mulțumesc pentru invitație, credeți că ați uitat să le transmiteți ceva adevenilor, puteți să faceți acum. Păi să aibă încredere în noi și să fie mai buni. Atât timp cât ai o bunătate în suflet, nu mai faci stricăciuni. Aici mă refer la cei care deteriorează ceea ce lucrăm. Știu, asta este o mare problemă națională. Da. De-a dreptul. Atât timp cât ai acea bunătate, nu mai deteriorezi. Atât timp cât nu mai gândești negativ să faci și lucruri rele, cu atât ești mai înțelept și mai sănătos psihic. Atât timp cât ești mai sănătos psihic, ești și fizic și avem nevoie și de sănătate fizică. O fi de la 5G, cine știe, la unii. Da, glumeam. Cine știe. Încă o dată mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă mai aștept și altă dată și vă doresc succes. Mulțumesc, Doamne ajută! Stimați respectatori, Irinel Faur, directorul, managerul SPI GMDV, a fost invitat în studioul Capital TV. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi, o televiziune pe bune. Numai bine! Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. La fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresatul? Cât a costat? Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.